Bună dimineața, prieteni! Chiar este o zi minunată afară, alături de o cafeluță ca de obicei, prieteni. Aici în față la prefectură, unde îmi place mie mult. Chiar este o zi super frumoasă, o zi plăcută. Ia uita soarele. Uitați ce frumos e soarele, prieteni, pentru că într-adevăr e o zi frumoasă de primăvară, o zi minunată, o zi super plăcută, prieteni. Foarte fain astăzi pe afară, prieteni. Ia uitați ce frumos flutură steagul. Cât de super frumos flutură, prieteni, ia uitați. Sub acest brad minunat, unde îmi place mie mult de tot, pentru că are o umbră super plăcută, super frumos, îmi place mult aici. Am zis, dacă tot am luat o cafea, hai să mai aducem un video mic pe micul ecran, un video mai scurt, pentru că chiar este o zi super frumoasă, o zi plăcută, prieteni. O zi super faină. Ce frumos au înflorit pomii, uitați cât de frumos e și steagul, ce frumos luptă steagul. Foarte frumos. Este lume pe noroasă, plimbă. Este foarte frumos, prieteni, astăzi. Da, prieteni, și dacă toți suntem aici în fața la prefectură, dacă cine își mai aduce aminte care au plecat din oraș și care nu mai stau aici în zona noastră, Târgoviște, că aici în spatele prefecturii este cinematograful Independența, prieteni. Cinematograful ăla mare pe care îl știați și venea și vedeați filme și în cursul săptămânii, și bineînțeles sâmbăta și duminica, că lucrați atunci în anii 80-80, aveam servici majoritatea dintre noi și sâmbăta și duminica mai veneam la film, dacă vă mai aduceți aminte. Și eu mi-aduc foarte bine aminte la cinematograful Independența în 1987, dimineața pe la ora 8:30, am
Am venit cu vreo 2-3 vecini de-ai mei în 1987 și am pus filmul ăla de genii, filmul ăla nou atunci, vă dați seama despre tineri, cum era atunci film nou. Și sincer vă spun, chiar nu-mi pare rău că am stat 3 ore la coadă la bilete, 3 ore bine că am stat, dar am luat bilete. Era, cred că, duminică, sigur, era duminică la 8 și am luat bilet pentru ora 16, parcă. Și am văzut filmul ăla de genii, cât de frumos era atunci, nou, film nou, super plăcut, frumos, despre tineri, despre licei. Vă dați seama ce frumos a fost filmul, prieteni, chiar cum mi-aduc aminte, încă o dată vă mai spun. Deci chiar nu-mi pare rău, prieteni, că am stat 2 ore la bilet, la coadă, dar am văzut filmul ăla de genii, super frumos, prieteni, cum era pe vremurile alea atunci. Foarte frumos au fost anii aia pentru noi care avem astăzi 50 și... Uitați steagul ce frumos flutură, prieteni. Da, prieteni, astăzi o zi frumoasă aici pe platou, la o cafeluță, bineînțeles. Ia să mai luăm și o gură de cafea, prieteni. Pentru că e foarte fain, foarte frumos afară și dacă tot am văzut că e frumos așa, mi-am luat o cafea și am venit aici, cum îmi place mie, la prefectură, aici la umbră frumos, am să vă arăt cât de frumos e aici la umbră, uitați! Pentru că este super frumos afară, prieteni! Plăcut, foarte plăcut afară. Chiar o zi super, super frumoasă de primăvară. Un soare minunat. Ia uita și frumos flutură steagul. Frumos, prieteni. Foarte frumos. Prieteni, vă doresc o zi super frumoasă, să vă savurați cafea cu plăcere, oriunde ați fi, cafea preferată. Și vă doresc o după-amiază super, super, super frumoasă, plăcută, alături de acest soare minunat, plăcut, prieteni.